Am revenit la știu. Fiecare zi care trece este o zi în care bolii considerate incurabile pot găsi un tratament. Printre acestea și acondroplazia, cel mai întâlnit tip de nanism cu membre scurte. Compania americană BridgeBio a testat cu succes un medicament care a dus la creșterea membrelor copiilor născuți cu nanism cu 3 cm. Iar în America, îți dai seama de succesul unui tratament și după cum reacționează bursa. Acțiunile BridgeBio au crescut rapid după anunț, deși testele au fost făcute până acum pe doar 10 copii. Urmează însă un studiu de faza a treia cu mai mulți copii înrolați. Și pe măsură ce acțiunile BridgeBio erau în creștere, cele companiei BioMarin scădeau. BioMarin are un medicament deja aprobat în Statele Unite și în Europa, ale cărui efecte sunt considerate benefice dacă există o creștere a membrelor de cel puțin 1,5 cm într-un an. Sună bine și viitorul mai degrabă sună bine. Industria farma, industria medicamentelor ne influențează viața zi de zi, dacă nu oră de Noapte, oră. noapte, dacă nu. Nu, Ioana, cu tine vorbim. Da, ne influențează, bineînțeles, viețile și există o serie de teorii ale conspirației pe care le-am auzit probabil mai mult în perioada pandemiei de coronavirus. Și evident că noi, ca jurnaliști din domeniul acesta economic, ne punem tot timpul întrebări. Companiile sunt bune sau sunt rele? Competiția asta între ele, pentru că am văzut că ați vorbit de două companii care încearcă să dezvolte același tip de tratament, fac asta pentru că vor să aibă un profit și vor să-și crească acțiunile la bursă sau fac asta pentru binele omenirii? Bineînțeles că nu fac asta pentru binele omenirii, o fac pentru profit, dar în competiția asta lor rezultă și un bine mai mare. Pentru că ați vorbit de cărți și așa, știu și eu un teoretician care era și filozof și economist, Adam Smith, care spunea că binele tuturor, binele comun, poate să fie un rezultat al competiției individuale, inclusiv când vorbim despre companii care își vor binele propriu. Și domeniul acesta de farma este unul dintre cele mai interesante, pentru că ne confruntăm cu îmbătrânirea populației și există tot felul de teorii care vorbesc despre prelungirea vieții. Se spune chiar că până în 2025 industria va ajunge la 110 miliarde de dolari, dar această creștere va fi generată tocmai de aceste tratamente care ar putea să ne prelungească viața până la poate 100 de ani. Să vedem, să trăim mai mult, să vedem Sunt dacă se curioasă cine confirmă o să aceste. aibă bancă, la fel am văzut un articol. Vor Exact, fi da. foarte scumpe, așadar puțin vor avea bani, cel puțin deocamdată.